Păi eu am bucăți sinistre. De ce nu zice nimeni de ele? Dacă ai fi un sandwich, cum te-ai descrie într-un cuvinte? Dacă ai fi un sandwich, cum te-ai descrie în trei cuvinte? Sățios. Sățios. Așa. Decent ca preț. Și puțin vechi. Puțin. Maturat, să spun. Maturat. Mamă! Bă, dar a avut noroc că a nimerit. Exact, și dacă se poate, un loc pe mijloc, dar nu chiar pe mijloc. Mijloc, nu vreau să par vreun VIP, dar nici să stau la margine să par sărac, înțelegi? Înțeleg. Locul wow, dar nu prea wow. Exact. Spune-mi că ești bogat fără să-mi spui că ești bogat. Am venit cu bicicleta. Bună seara și bine ați venit, dragi abonați din 2011, care vă întrebați ce e cu notificarea asta, pe canalul 10 lucruri, aici unde o să începem să facem podcast de acum. Primul invitat din podcastul nostru este Sorin Porcalab! Bine ai venit! Mulțumesc! Aplaude! Salut, Sorin, bine ai venit! Salut, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Aș vrea să te primim cu întrebarea cu care primim în general invitații. Pe 15 octombrie. Exact. Când aș pentru cei care se uită doar la 2 minute din podcast, 15 octombrie, sala Palatului, Sorin Pârcălab, Cristi Popescu. Și Toma Alexandru. Toma Alexandru, Ioana Luiza. Pe când sala Palatului și am zis să vin fără... Pe toți am întrebat, toți cei care au venit. A cât ai? Dar chiar? A nu mai știu, cred că a treia. A treia sala Palatului? Sunt atât de multe cât să nu mai știi totuși. Mă, față de zero. Nu, a fost în discuție să mai facem, a fost în discuție să mai facem o dată și n-am făcut și a trebuit să mă gândesc la patru să scad una. N-am, nu ne-am calculat invers. Aveți acolo la sala Palatului contract? Deja ați luat sala în cazul în care nu se face? Nu puteți să mai ziceți... Nu mai venim. Nu mai zicem plătit nimic, deja, da, da. Deja. Totul e, deci mergeți la sala Palatului că e trebuie plătită sala aia, nu e chiar așa. Da, adică ei să vină să râdă și plătim noi după aia, nu e problemă. De la ce te-am luat în seara asta? Dacă nu ai fi venit aici, ce ai fi făcut? Închideam sesiunea de parc pe care am început-o cu copiii și după aia mergeam spre casă și ne pregăteam ușor de somnic. Ce înseamnă somnic ca și ritual? Păi trebuie să-i hrănești, după aia trebuie să-i speli. Okay. După aia câți, ce vârste? Trebuie să-i 6 cu 4. 6 cu 4. Încă n-are 4, face băiatul, da? Face noiembrie. Deci și hrănești, speli și după aia trebuie să citești ceva. Și după aia trebuie să le citești și pe când termin de citit, li se face foamea a doua oară. Și atunci trebuie să facem cu o excursie mică până la bucătărie, după aia bem apă că am mâncat. Da. După aia trebuie să facem pipi ca să nu facem în pat. După aia mai citim un pic, dacă mai poți să mai povestești ceva, mai zici o poveste, nu știu ce, și după aia într-un final leșină. Câte răbdare ai? Adică există vreun moment... Păi ai, că s-ai tăi. Da, ai dreptate și tu. Da, am avut această discuție cu... Ce povești le place să le citești? Scuze, mă iertați din suflet. Adriana, acolo pe... Adriana, ar fi frumos să-ți aprinzi lumina pe hol ca să ai un pic de așa. Imediat. Ce întrebai? Lasă-o să pun întrebarea. Da, după ce? Da, legat de povești, ce le place să le citești? Cărțile noi. Ce carte nouă aia se citește? Ultima dată a fost mega hit, Doctor Au Mă Doare. Doctor Au Mă Doare. Și Capra cu trei schibidii, ce le mai citești acum, tiferilor? Nu știu, tot felul de cărți din astea mai... Nu, da, ideea este nu că... Nu așa de traumatizante, mai cum fără, erau, da, fără morți, fără... Fără lupul care mâncă bunica. Care... Ei de unde știu ce e nou? Că dacă tu scoți Prințesa și Bobul de Mazăre de Hans Christian Andersen și zici mamă ce tare e asta, acum a apărut și poți să găsești o ediție nouă. Nu că e nouă. Ce e nou în casă. Ce e nou în casă, la aia mă referam, nu e ce e nou... Asta mă gândeam, sunt nu atât de... Nu se mai poartă... Nu se mai poartă frații Grimm. Nu, Hansel și Gretel, nu se poartă decât când ai 11 ani și înveți despre cum poți să te trateze un adult. Dar cu sechestrări. Interpretezi când citești? Mai interpretez. Da, mai interpretez.
Dă-i, trebuie să, să deschizi, da. Da, ce vreau să te întreb, da. Faci voci pe personaje, pentru animale, pentru... ai o voce pentru fiecare? Nu, am astea două personaje, la care știe ce citește și la care nu știe cuvintele. Și atunci... Băi, să știți că sunt niște oameni aici care, da, ne salută. Salut! Bună seara, Lenovo, veche platformă! Ce s-a îngrășat, Vali? Noi aveam un coleg, Vali Dobrogeanu, da. Care... Da, știu. Da, Vali Dobrogeanu, okay, a fost colegul nostru pe acest canal. Da. Și el nu este aici. Sperăm ca la un moment dat să vină și el. Ne zice Panduțu, salutări la băieții, Alex Puică, ia uite câtă lume aici, foarte frumos. Și Ion Șerbănescu, salut Ion. Sorin, noi avem un obicei de a ne primi invitații cu un interviu de angajare. Practic, ei se angajează pe postul de invitați în această emisiune. Și avem câteva întrebări. Ok. Bună ziua. Bună ziua, bine ziua. Nume complet? Pârcălap Gabriel Sorin. Bun. Cum ți se spunea când erai mic? Bă. Stare civilă? Căsătorit. Stare de spirit? Bună. Ocupație? Mai multe. În principiu n-am timp. Bun. Deci foarte, foarte ocupație. Foarte ocupație. Ocupație de plină. Grad mare de ocupație. Da. Care sunt punctele tale forte? Care sunt punctele mele forte, da, cu privire la această emisiune? Nu, da, cu privire la, cu, în general, da, partea stângă. Adevărul că, băi, forte. Iată, iată. Da. Bun, care sunt slăbiciunile tale? Pe lângă... Ai evitat trei răspunsuri în timpul ăsta. Nu, nu, am vrut să zic și după aia am zis că poate sunt oameni care mă iau drept model și nu. Sunt și oameni tineri aici printre. Dar multe, spre exemplu, nu am capacitatea de a mă focusa foarte mult. Deși lucrez mult, lucrez mult pentru că nu pot să mă focusez în același timp să lucrez puțin. Ai ADHD, te-ai diagnosticat? Nu am diagnosticat, mă bănuiesc. TikTok zice că e... Da, da, și eu sunt diagnosticat de TikTok. Eu nu sunt diagnosticat, dar mă bănuiesc. Poți să-ți recomand ceva? Nu. Nu. Mergem mai departe. Legat de ADHD? Da, e cartea lui Gabor Mate, Minți împrăștiate. A, da. Da, e minunat. Zice? Da, zice și zice și exerciții, zice, Mamă, zice. Gabor știe astea? Scuze, scuze. O să țin minte. Da, da. Ce poreclă ai avea dacă ai lucra în echipa noastră? Ce poreclă aș avea? Da. N-aș avea. După șurubezi. Că primul, și care primul care încearcă. Primul care încearcă și eu sunt lângă el. Bun. Dacă ai fi un instrument muzical, care ai fi și de ce? Dacă aș fi un instrument muzical, aș fi un violoncel. Bun. Bun. Pentru că sunt strâns între picioarele fetelor care cântă. Bun. Dacă ai fi un sandwich, cum te-ai descrie într-un cuvinte? Dacă ai fi un sandwich, cum te-ai descrie în trei cuvinte? Sățios. Sățios. Așa. Decent ca preț. Și puțin vechi. Puțin. Maturat. Maturat. Asta ne interesează pentru programul aici la toaletă. Cam cât timp faci caca pe zi? Cam cât timp fac? Da, da. Cât timp ți-ai pe WC, când caca o să faci? Minute? Da, în sesiuni de stat. Practic, efectiv. Una, două sau trei, da. Încerc să mă gândesc, tu, voi ce numărați? Eu cât stau? Că eu dacă n-am chef de muncă, merg mai des la WC. Nu neapărat că fac, da? Te mai ascunzi din când în când? Te mai ascunzi din când în când să nu stai cu copiii? Să ai timpul tău? Bă, cred că foarte rar. Cred că foarte rar, pentru că nu trebuie să mă bag în WC. Da. Doar te sprec în altă cameră. Ok, norocul tău că ai. Bun, și întrebarea de final. De ce îți dorești atât de mult să fii invitat la această emisiune? Pentru că mi-am dorit de când am văzut prima oară în 2011 pe internet să fiu ca voi. Băi, apreciez. Bravo, mulțumim frumos. Felicitări, ești angajat. Eu mulțumesc foarte frumos. Mulțumesc. Doamne. Am uitat să întreb cât e banul. Hai că avem în perioada de probă. Deci sunt perioada de probă? Da, da. Păi așa o să și lucrez eu. Apă o să lucrez. Apă și tu. Am avea viralele. Da. Hai să, da, vedem viralele. Păi aia, da, nu trebuie să le vedem. Ideea e, tu trebuie să doar să le auzi. Așa. Și după sunet să ne zici ce fac. Să le aud aici? Ce se întâmplă? Cine le pune? Le pune el. Le pune Șurubel doar audio. Și eu trebuie să mă uit în cealaltă parte? Da, tu le auzi în căști. Da. Aici, da, și domnul,
Bățor, mă primești? Watch this, baby! Ăsta nu e la care sare de pe pod? Nu. He's dead! Hai că aici ai... Nu e la cum merge minutele? Nu, nu, nu e Bahoy. E Bahoy, nu? Ești aproape. Dar ce crezi că s-a întâmplat până acum? Deci din ce ai auzit? Că e, mai, e clar că probabil nu-l știi sau înțelegem. Sunt undeva la înălțime, bate vântul foarte puternic. Da. Da. Și unul se aruncă în ceva gen baltă. Apă. Ești prea aproape. Ești prea aproape. Bravo. Este, ca să-ți dăm și răspunsul corect, este faimosul filmuleț. Poți să te și uiți, hai să-ți vezi. Stai să vadă hai să vedem, trebuie să-l vedem. Este așa foarte bun. Este faimosul viral captare sau Manelis versus Buștean, cum îl știam. A, eu. Știu pe ăla. Da. Știu pe ăla, când se învârte și dă cealaltă parte. Da. În... Și ce e funny, deci, că acum o lună, funny. Dar nu mai am pe telefon, unii din Ucraina au făcut același lucru și dacă le pui, le-am pus unul peste celălalt. Sunt, bă, fix același filmuleț, e unul, dar mai bătrâni, damn. Sunt tot pe malul unui râu, ăla zice, nu știu ce, într-o rusă ucrainiană, dă cu bățul, îi cade, îi dă peste ceafă și leșină. Dar la ceafă e cam periculoasă. Da. Bun, următorul. Adelin Căpățână a zis aici, bună băieți, story time, abia m-am trezit după un somn de după amiază și chiar am crezut titlul streamului. După aceea realitatea și-a intrat în drepturi. Mulțumim. Mulțumim și Cosmin. Așa, bun. Ia deschidem acum. Eu le dau ordin încolo. Bun. Ei în dreapta, eu în stânga acum. Acum începe. Deci, hai că nu-i lumea acum. Da. Pe urmă se aglomerează. Ce-a făcut? Prima dată începe cu dansul. Cu dansul ăla, știi? Da, nu. Prima dată fac de la Bruce Lee. Da. Dansul lui Van Damme. Da. Schirea lui Van Damme. Da. După aia spoara. Da. După aia de jos, frumoasa lui Van Damme. După aia vă fac flic. Și să mai dau un leu. Când ai terminat, ți-am dat un leu. Mai bun, de aici deja ai putea să-ți dai seama cam ce se întâmplă, că e un pattern recurent în istoria României. E o regie pentru un videoclip. Da, da, exact. în care joacă un tip mai țigănos, un picuț cu ăla fără dinți, nu ăla? Nu e băiatul la fără dinți? Nu e, cred că Nicușor de la Brăila a trecut în neființă. Nu a asta, trecut. N-a trecut, așa am auzit. Mereu, nu în fiecare an se zice că moare, nu știu. E hoax? Nu știu. Nu știm. Hai să auzim mai departe. Alo, bun. Un leu doar lucrează. Bun. Și pe-aia vă când niște melodii. Domnul, ai copii, nu? Ai încep odată. Aveți copii, nu? Da. Ce aveți copii? Băiat, fată? Fată. Mă, fată? Da. Vă creșit ceva de fată, frumos, de suflet, mă, dar e... Hai, că-i târziu. Și acum el se dă în spate, asta e... Așa? Se dă în spate și o să facă ceva. Și trebuie să vedem dacă auzi, dacă dai seama ce face. Ia, e ceva audio sau nu ne ajută? Acum a devenit doar un concurs de cât mai suporți până te întorci efectiv să te uiți, să vezi ce face omul ăsta. Cred că face scheme de karate, nu? Oh, da, bravo. Ai câștigat și poți să te întorci. Ok, știu. L-am văzut pe ăsta. Ai zis când a dat un stâlp. Bă, dar are mișcările, s-a ridicat, a făcut scorpion, nu știu dacă ai văzut, a făcut scorpion kick. Mai facem unul? Hai. Și gata? Hai, unul. Unul și gata, hai să alegem unul. Ia hai să vedem. Asta că îi place asta. Foarte mult Adrianei, nu da. Știu ce este. Da. E bun de ghicit pe el ce se întâmplă. Merge acolo! Bine, e bun, ia bun. Merge acolo! Ia, încă nu s-a întâmplat. Toate par Bahoy, de cum ai zis tu Bahoy la început, toate par acum ceva de la Bahoy. Acum. S-a rotulat la vale foarte repede, s-a dat într-o mașină. Băi, să știi că ai foarte mare dreptate, te poți uita? Sunt jocurile olimpice de la Băluș. E foarte bun. Mamă! Bă, dar a avut noroc că a nimerit poarta, mă. Da, da, da. De doi stâlpi de beton. Man, reluare, n-ai cum. Nu cum nu există. Dar vreți să vă spun ceva? Eu am asistat când eram copil. La ceva de genul ăsta? Da. La ce? Da, la noi era un deal care se cheamă Dealul Viilor. Și gata, eram copii și toți mergeam la
toți mergeam la Săniuș, la Dealul Viilor. Și practic Dealul Viilor era o podgorie care avea un drum care mergea, na, mai de sus din deal. Da. Și cobora într-o poartă așa, care era o poartă care se deschidea mare pentru mașini și o gen poartă și mai o poartă mică. De oameni. De oameni, da. O... Și ușile nu mai erau iarnă pe ăstea, ca să poată să dea copiii pe toată bucata de deal până jos. Și unul a venit, săracul, și a dat cu piciorul un stâlp. Dar nu așa, l-a prins, erau doi pe sanie, ăsta n-a știut, a vrut să pună piciorul în față și a prins piciorul între stâlp și sanie. Și de acolo încolo a venit salvarea și noi am continuat să ne dăm. Dar mult mai cu grijă. Mult mai încet. Da, nu era, băi, stai așa că e suficient unul astăzi. Da. Mamă, și mai veneau ăștia care nu erau acolo, care nu au fost acolo când s-a întâmplat. Și veneau rachete și au văzut. Da. Da, câte inocență au copiii când se întâmplă ceva și te gândești, o să fie bine, n-ai ce să... S-a întâmplat ceva? Știi, nu, cumva, îl mai cunoști pe băiatul ăla? Nu. Dar mi se pare foarte... Bă, pe vremuri erau... Eu am crescut și într-o perioadă în care nu prea aveau... Noi ne băteam cu pietre mâncați așgoate. Erau pietre. La unul i-au spart capul și am văzut în fața mea cum a început să curgă lichid cefalorahidian din cap. Așa ai învățat biologia. Știi cum era țâșnitoare mâncați așgoate. Bă, cam filme. Poți să crezi. Da. Cam filme, mi-imaginez asta. Da, a fost noi, și am avut noroc că noi locuiam lângă stația de urgență, de ambulanță. Asta vreau să întreb, cât de repede vine ambulanța? Bă, îți dai seama, era pe vreo Ceaușescu, nu avea nimeni telefon, adică a fugit unul până acolo și a zis repede, nu știu ce, și a venit ea înapoi și a durat totul, cred că 2 minute. Dar eram copii și erau la 5 case de noi, adică nu... Care a fost cel mai rău lucru pe care l-ai făcut când erai în copilărie din cauza nesupravegherii? Că eu, de exemplu, am vrut ani de labă. Labă, fac labă. În cauza supravegherii defectoase. Da. Alt viral foarte bun. Da. Nu, eu am făcut, nu mai are niciun sens, nu mai are povestea mea acum. Pare rău, efectiv. Te uitai la mine, de-aia am crezut că trebuie să-mi trebuie invitatul. Păi nu, că am crezut că ai și tu ceva drăguț aici. Și eu chiar, am fost cu minte. Chiar aveai. Eu mi-am răcăit piciorul de un gard de... De ciment? Oh, nu, răcăială de gradul 1, de gradul 2. Bă, așa au trecut acolo, răcăială. Te-ai julit puțin. Am alunecat piciorul și am venit cu tibia așa. Și am rămas o bucățică de carne acolo, văzută. Și mă uitam și vedeam os. Nu mai era sânge, la modul că nu era sânge acolo. Era ceva alb, o pieliță albă care se ducea. Și am sunat. Dar de ce? Oamenii ăștia cât mai stau acum. Eu cred că au fost oameni care au pus pe mute. Trebuie să mai bine intru pe ogri și decât. Am intrat mai mulți acum. Nu, ideea e că am fost acasă cu fratele, ce voiam să vă zic, e că am fost acasă cu fratele meu și eram foarte calm și nu simțeam durere. Asta era ideea, că amorțise și nu simțeam nimic. Și am chemat pe tată și l-am așteptat. Și tata s-a speriat, mă gândesc ce-o fi în capul unui părinte când vede chestia asta. S-a speriat și m-a dus la spital. Și te-a bătut, normal. Și a trecut pe roșu, asta a fost faza, că a trecut pe un roșu și l-a oprit, era un polițist după aceea și a oprit și s-a uitat și a zis, sunt cu băiatul ăsta, uitați, mă duc la spital cu el. Și polițistul a băgat capul și a zis, mergeți. Să-l bate de acasă. Dați-i blană, exact. Da, așa. Se întâmplă, da, când se întâmplă copilului ceva, că fiica mea a avut o bucată în care a vomitat sânge. Dar ce a fost în mintea ta? A fost operată de amigdale și a avut o coșbiță. Da. La aproape o săptămână după operație și coșbița aia a căzut că a mâncat ceva, nu știu, așa, și a început să... Și o dată a vomitat. Și eu când am văzut, eu nu știu de cum am urcat în mașină, noi stăm la 5, nu știu cum am luat. L-am luat pe băiat, l-am îmbrăcat în ceva, nevastă mea o ținea pe fiică mea în brațe și am zburat efectiv pe drumuri. N-am avut roșu, n-am avut nimic. Deci eu n-am mai avut reguli de circulație. Am zis, fuck it, nu mai conduc 10 ani, dar asta este. Avarii, asta este, nicio problemă. Avarii, claxoane, flash-uri, adică a fost tot pachetul de... Nu era, adică eram la modul... Nu mergeam pe... Adică era la modul look at me, I'm coming. Adică nu era n-a fost nicio bucată de... Am și o întrebare pentru Sorin. Că vorbeai de live performance și mă întrebam dacă n-ai avut
o dată când ai simțit că ai trac și cum ai depășit momentul? Ai simțit că te blochezi, că da, mori acolo pe scenă și cum ai reușit să treci peste? În, cred că în 2006 s-a întâmplat asta. Acum 20 de ani aproape. În 2006 am urcat pe scenă prima oară să fac stand-up la un festival. Adică a fost a doua oară când am urcat să fac stand-up, dar a fost prima oară la un festival și erau niște sute de oameni. Cred că am clipul pe net sau l-am scos, dar da? E pe YouTube undeva. De nu, cum să spun, eu primele 3 minute, pentru că învățasem pe dros că nu știam cum să... Și am urcat pe scenă și a fost prima oară când am urcat singur pe scenă, că eu mă urcasem pe scenă în varianta de scenetă, da? Trei oameni, doi oameni, pantomimă, nu știu ce, okay. Dar atunci am fost singur. Și nu mi-aduc aminte primele 3 minute, doar în timp ce s-a decongestionat creierul meu de sânge, am conștientizat, ok, eu sunt pe scenă și zic asta, fac, hai măcar să mă distrez. Și atunci acum a fost... Și era în mijlocul materialului când ai conștientizat asta. Era vreo 3 minute de... Mamă, dar stai un pic, de ce erai în formă de scenetă și pantomimă? Pentru că eu vin dintr-un background de grup de comedie. Primul meu grup de comedie l-am format cu niște colegi de casă de-a lui sora mea, grup de comedie. Ne-am format ad hoc pentru un eveniment, un grup de comedie, niște oameni care au făcut comedie la aici un moment erai dat, în facultate? Nu, aveam 15 ani. Oh. Și, man. Și după aia am intrat la liceu. Deci a fost vara fix înainte să intru la liceu. Deci eram a 8-a, pe final de 8-a. Am intrat la liceu și am intrat la liceu și când am intrat la liceu mi-am format un grup de comedie cu niște prieteni. Nu aveam nume, eram grupul de comedia liceului. Și la fiecare zi a școlii făceam momente de comedie, da, organizam chestii, am ținut un radio în liceu. Am făcut și noi, da, deci așa. Te mâna, simți că te mâna ideea de a fi prezentabil în fața fetelor? De a nu fi virgin? Nu. Mă mâna ideea de a nu fi la ore. Mă mâna tare. Asta voia să te întreb, dacă te mâna ideea de a nu mai fi virgin. No. Na, adică nu o faceai pentru fete? Că atâta cât îl poate mâna pe orice adolescent. În luptă. Eu când le zic oamenilor, nu tind să mă creadă, dar nu am făcut chestia asta, sau nu m-am apucat de stand-up că am vrut să fiu celebru sau cunoscut. Mie mi-a plăcut efectiv craftul și gluma și să faci oamenii să râdă. Singura problemă este că la un moment dat decis că totuși ar fi de să mă știe lumea, că m-am săturat să fac show-uri la 70 de oameni. Dacă aș putea să merg pe stradă și să nu mă știe lumea, dar să vină la show-uri, da. Oricând aș băga fisa aia în viață, adică aș fi fuck it. Dar cu cine ai început? Noi ne uitam la Pablo Francisco în liceu, parcă. Da. Eu cred că a fost primul om pe care l-am conștientizat. Eu pe Seinfeld l-am văzut prima oară. Seinfeld? Am văzut Seinfeld prima oară și după aia, după ce am văzut Seinfeld fiind în zona asta de comedie, am intrat cumva în zona de... A fost într-adevăr Pablo Francisco a rupt, dar au fost niște episoade luate de la Comedy Central, Half Hour Special se chemau, și acolo era Pablo Francisco, era Louis C.K., era Bill Burr. Mamă, da. Cred că Patrice O'Neill a avut un episod. Și Gabriel Iglesias. Așa, asta mă gândeam, nu mai știu cum îl cheamă pe Gabriel Iglesias. Greg Giraldo. Da. Greg Proops. Nu, asta nu. Mitch Hedberg, niște Mitch oameni Hedberg extraordinari. Și Greg Proops. Și cum făceai tu rost de astea? Le luai pe CD-ul blank de undeva? Eu sunt un pic mai mare ca voi și în bucata în care le-am prins, eu eram deja student. Și aveai și ceva de C++? Aveam, da, aveam. Cred că asta e. Da. Ce altfel? Cum altfel să piratezi? Păi caza? Să piratau așa, avea cineva internet de mare viteză, da. Și după aia se dădeau pe DVD-uri și pe CD-uri. Și le luai, duceai contrabuletin, lăsai buletinul la o cameră. chiar, cum a fost? Unde ai fost? În ce cămin? Timișoara. Deci în Timișoara? În Timișoara. Și am făcut în căminul 7, am stat camera 53, dacă sunt oameni care au stat pe acolo. E o gumă sub patia mea. Uite, de ce plus în regie, zice Ion. Un stradă vopsea pe ușa aia dat de mine?
cum a fost, cum sunt condițiile, cum erau atunci condițiile în cămin în Timișoara? Bă, noi am prins un cămin care era curat pe coridoare și în cameră îți făceai tu. Bă, ceea ce așa, ce era decent. Unde am fost eu prost? Fete cu băieți? Nu, unde am fost eu prost că eu am mers cu niște tovarăși de-ai mei că hai să stăm toți în cameră și ăștia erau la mecanică și la mecanică nu îi lăsau fete cu băieți, că erau mai... Și eu ca fraier, în loc să stau cu ăștia de electro, să mă mut și eu în căminul 20-21 unde era mix, era unde era distract. Am aflat după aia când m-am mutat. Te-ai mutat după aia acolo? Da, da, da. Dar în loc să stau ca fraier acolo, am stat în căminul ăla 7, vis-a-vis de Vidu. Ne uitam și după... Am prins o iarnă, mâncam vă spunea voastră. Era în primul an, au fost minus 22 de grade în Timișoara. Minus 20. Bă, deci mergeam la școală. În amfiteatru erau amfiteatru de la construcții. Făceam matematici speciale acolo și făceam marțea ore de la 7. Există și matematici speciale? Matematici speciale pentru copii speciale. Și la ora 7 trebuia să fim acolo. Așa începeau. Era oră suplimentară de matematică de la 7 la 8 și după aia începea cursul 3 ore, mama, după care aveai alte 3 ore plus încă o oră de matematică suplimentară. Și erau niște geamuri care erau sparte pe aici pe acolo și mai bătea vântul. Și afară erau minus 22 de grade. Mamă, îi puneai o culegere de ganga acolo. Să... Faza este că e foarte interesant că după minus 7 încolo nu mai faci diferența. Da, e doar paralizezi oricum. Vreau să îți oferim un cadou. Pentru că ai venit aici la noi și cadoul este sub forma unei persoane. Dacă vrei poți să-l iei și pe ăla. Poți să-l iei și pe ăla, că e bun. Cadoul este sub forma unei persoane și exact ca în filmul horror Saw, el a fost tot timpul aici. Damn. Îl cheamă Andrei Gârjob. Acum plec? Da. Și așa cum ne-am obișnuit la rubrica noastră Surpriza pentru invitat, îl avem pe Andrei Gârjob cu un număr de... Stand-up, mai zis. Ce ai făcut? Stai un pic că s-a întâmplat un număr incendiar, dacă îmi permite să mă uit pe parchet. Am luat foc? Am luat foc sau suntem bine? Suntem ok, Andrei? Un număr care se anunță. Se anunță incendiu. Te rog să iei loc. Vrei să spui căștile? Nu ai nevoie. N-ai nevoie. We all good. Ia cum ați vă dracu țigări? N-am. Ca să înțelegeți, Andrei a venit cu o narghilea pe care tocmai a vărsat-o, a făcut-o praf acolo. Salut, el este Andrei Gârjob. Salut, bună, Andrei. Salut. Arăți puțin a... Dani. Aici, așa, arăți este a Dani. Este prima oară când aud asta. E, azi. Nu va fi ultima. Dacă ar avea o carte din asta pentru fiecare dată când i-a zis cineva asta. Da, pe astea sunt colecțiile de cărți. Când cineva mi-a zis asta. Am o veste bună. După ce părăsi căminul 7. Așa. Au băgat și fete la etajul 1. Am făcut și eu tot la Timișoara. Nu te cred. Și de aici este sub. Nu te cred. Jur, căminul 7 la parter am stat. Nu te cred, ce an? 2010 am terminat. 2010. Dar nu mai prinde oricum, cât să repeți ani. Asta zic, după ce ai plecat tu, au auzit plângerile tale. Așa. Și au băgat fete la etajul 1. Ce frumos. Dar nu mix. Ba da, pe etajul 1. Pe etajul 1 erau și fete și băieți? Nu, camere de fete. Tu zici de în cameră? Nu, nu, man, nu. Dar erau, deci în căminele 20, 21, 22, în toate căminele alea, erau module. Și erau module de băieți și module de fete. Pe aceeași palier. Da. Dar erau module. Adică pe aceeași palier când ieșeau afară, unele camere erau fete, unele camere erau băieți. Adică... Da. Ei, asta zic, era mix în acel fel. Ah, ok. Acum în căminul 7 au băgat etajul. Tot trebuia să cobori și ele să uitau, erau... Man. A venit ăsta să ceară bureți. Mamă, sau cum era când auzeai tocuri pe hol? Știi cum se deschideau de ușa? Nu, eu știu. Bun. Bun. Bine venit, Andrei. Bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație și felicitări pentru primul episod de pe noul canal. Da, mulțumesc că ai venit. De pe noul vechi canal. Ce ne-ai adus? Andrei, ce facultate ai terminat? Politehnică, secția instalații. Instalații? Înțeles. Atât. Sunteți, nu vorbiți aceeași? Ba da, nu vorbiți aceeași. Eu am făcut electronică. Eu am doar diploma. Dar eu am schimbat robineți.
Vezi? Ah, da, asta zic, e mai bun decât mine. Tu ai instalat Windows? Asta se făcea la electronică. Asta se făcea la Winamp. Fetele odată ăla de la etajul de mai jos. Îmi pare rău că l-am dat pe Ionuț deoparte, dar îl mai vedeți acolo dacă schimbați. Nu are nimic. Da, ia, uite. Nu, îmi place și aici pe canapea, e foarte marfă. Nu? Uite, m-am și asortat cu ea puțin așa. Tu n-ai văzut când dădeau foc la petarde, nu? Băgau cu cuțitul în perete, că era peretele a făcut din BCA. Nu. Și săpau cât era o petardă, băgau petarda și frecau cutia de petardă. Și aia detona în perete. Și se auzea în cămin așa un... Se auzea în tot... Man, da. Deci, savage, plictiseala face victime. Ce este mai contagios decât herpesul? COVID-ul. Râsul. Scuze eu. Mamă, n-am fost atât de rapid. Râsul. Deci, okay. Tema asta vreau să vă arăt ceva, ca okay. Să lăsăm pe Ionuț înapoi. Ia-ți o carte, te rog, Gabriel. Da. Eu două. Așa. Pe fața ei dă-mi un autograf. Pe fața ei? Deci pe tu fața te uiți la carte? Da, tu te uiți, mă uit, tu te uiți la mine în momentul ăsta. Eu mă uit la tine, da. Și el se uită pe față, pe față, pe față. Ține-o în palmă și scrie. Accidentul n-a fost unul aici? Grav. Da, da. Accidentul n-a fost unul grav. We all good. Suntem bine? Ah, deci acolo jos nu a ars parchetul? Doar în zona aia. Gata? Ai dat autograf? Bun, ai arătat-o și camerei? Nu. Nu, vrei să o arate camerei? Nu. Uite, uite-te la mine, așa, și acum o arată camerei. Ia stai să văd. Camera, așa ca să... Bravo. Cred că te să o pui în față. Da, am văzut-o și camera. Gata. Bun, pune-o înapoi, te rog. Unde vrea el? Nu, aici ca să-mi iasă. Bun. Oricum, ia, mergi undeva în mijloc și acum facem așa. Am să iau... Ei, n-am mers în mijloc, îți dai seama că n-am mers în mijloc. Îți dai seama că trebuie să... Da. Sunt atât cineva a făcut... Cineva a făcut așa. Deci fiți atenți, se văd spatele lor, da? Da, da, da. Una, două, trei, patru. Mm. Care este ideea? Una dintre ele, adică, de fapt, nici una dintre ele nu este cartea ta, pentru că nu este semnată. Nu e semnată, da. Sau bine așa, mm-hmm. Da? Bun. Am să desenez un zâmbet. Desenează. Pe o carte, pentru că ți-am zis. Da. Este mai contagios decât COVID-ul, cum ai spus tu. Nu sunt foarte talentat la desen, dar... Dar o față îți fac eu. Wow! Dar arată și tu, mai ține-o, că nu se vede. Uite, arată-o acolo. Nu, aici te soții lângă fața ta. Lângă fața ta, că aici acolo e șarfă. Are you manhandling? Pune aici între noi, pune aici între noi. Scuze-mă, gata, aici se vede. Ca să vadă... Dacă o pui aici, nu e șarfă. Electronică, instalație. Asta e aici. E prima oară în fața unor camere pentru mine. Lasă-mă în pace, te rog. Scuze. Deci avem o carte. Scuze eu. Avem o carte. Da. Cu un zâmbet. Cu un zâmbet. Bun, am spus că că zâmbetul este foarte contagios. Da. Oriunde o pui în pachet, acum se vede clar cartea. Da. Să zicem că această carte spune un banc. Ok. Și celelalte cărți încep să zâmbească. Și dintr-o dată avem două cărți cu zâmbet. Pentru că e contagios, la un moment dat vedem trei fete. Și pe aia, ai văzut-o pe aia cu urechi? Așa. Ai văzut-o? Stai așa că nu. Da, mă, dar trebuie să fie Ionuț operator de cameră mobilă. Ia, ce trebuie? Ia, uite, vine cu camera aia foarte aproape. Ia așa cu totul. Da. Da, trebuie să faci și focus. Nu, că aia are focusul pe auto. Ia uite, așa, exact. Ha? Ia uite. Așa, bun. Asta e. Rămâi acolo. Stai super bine acolo, Ionuț. Bun. Zâmbesc toate acum. Avem una, două, trei, patru cărți cu zâmbet. Nu cred. Dar după ce se termină bancul, încet, încet zâmbetele încep să dispară. Băi. Ușor, ușor, până când nu mai rămâne decât un singur zâmbet. Și cel care aduce zâmbete, de obicei, se numește Sorin Pârcălap. Vezi, mulțumesc frumos! Ai văzut ce ți-am, nu? Băi, da, cu dragoste din șapte. Mulțumesc. Asta a fost. Uite ce tare. Da, acolo a fost. There you go. Mamă, ce bun. Deci, asta e cu zâmbetul. Foarte frumos, mulțumesc frumos. Da. Să ne aduci în continuare zâmbete. Am pariul, mai facem acum? Da, poți să faci ce vrei. Îți mulțumim mult că ai venit. Da. Nu, asta. Bun. N-avem bani de așa ceva. N-avem bani de așa ceva. Permitem. Două pahare. Am adus două pahare. Așa, bun. Asta e un pariu de bar. Cu asta am băut foarte mult în Happy. Aude. În Happy? Ai prins tu Happy? Emma. Și nu s-a închis? După ce am plecat noi. Ce este Happy? Era un club. Era un club care la un moment dat fusese al lui Chivu. Ah, în Timișoara. Ok. Da.
sau așa se zvonea. L-am văzut și pe Chivu la masă acolo de mai multe ori venind. Happy. Și era un club din ăsta underground, dar trebuie la subsol, da? Și era funny că din când în când mai pica curentul acolo. Și să fie acolo. A fost, a fost un tovarăș de-a meu acolo la un dat și a căzut siguranța, da. Toată lumea super, bă, că se fluiera, na, era mult să fuma înăuntru, era așa treaba. Era un bodyguard acolo și unul de pe la electro zice, stai să ne uităm la panou electric, poate doar trebuie să ridicăm. Care ăsta le așa după tine. Da, te știi? Te știi? Hai că nu cumva să, strigi mai tare aici. Ca așa da, se strigă acolo, nu se strigă dacă e un doctor în sală, e un electrician aici în sală, e cineva la electro. Da, a fost... A leșinat o siguranță aici. Nu, n-am, scuze. Am încercat scuze. Eu aici. Ce vrei să ne zici cu... Ok, vă lansez provocarea și voi vă descurcați, da? Da. Mai ai nevoie de ce poartă orice bărbat adult în portofel? O adică poză cu o gagică. Un balon. A, scuze. Nu știam. Provocarea este să, domnilor, ridicați ambele pahare de pe masă folosind doar balonul. Așa. Și balonul n-ai voie să-l ții în mână decât între două degete, exact așa, de picioruși. Dar poți să-l sufli? Faci ce vrei tu. Okay. Tu așa trebuie să-l ții. Așa. Și cu ajutorul lui să le ridici pe ambele în același timp. Deci să ridici cu acest balon. Ținându-l așa. Ținându-l așa. Ambele pahare. Pot să zic eu cum cred, dar n-ai voie să atingi, astea cu mâna? Cu mâna. În timp ce le ridici, nu. Ai voie să te joci cu ele, să le repoziționezi, să faci ce vrei tu. Dar când e să-l ridici, fără mâini. Da, exact. Deci nu putea te ajuți cu degetele. Păi așa n-ai voie? Păi nu, și în primul rând. Că nu ții ăla așa. Ai pus mâna în altă parte decât așa? La gura balonului. Exact. Nice. Asta era. Eu cred că știu, sincer. Ia, cum? Stai așa, deci tu trebuie să le ridici, pe astea amândouă. Folosim balonul. Aha. Dar balonul ai voie să-l ții doar așa. Și balonul ai voie să-l ții doar așa. Da. Și este singurul fel în care poți să le ridici pe astea două. Or mai fi, dar eu nu știu. Uite, eu nu-ți cred că cu acest uite, ceva. Să vedem dacă există răspunsuri în comentarii. Let him cook now. Eu nu ai vreo idee? Știi? Eu am o idee, dar aș vrea să rămân la final, că am senzația că e ideea câștigătoare și nu vreau să... Asta trebuie ceva umflat. Eu nu-ți vii aici? Dar da. poți să-l tragi, adică poți să-l... Să-l tragi? Deci... Trebuie să ridici ambele pahare în același timp. Da. Știi ce cred? Cred că îl umfli așa, da, până îți intră, da, îl strângi tare, îl lovești pe ăsta și după aia ridici cu totul. Nu, dar îl bagi în ăsta și te rogi să se ridice amândouă. Da. Nu vreau că unul singur o să pună gura pe el până la urmă. Cum te rogi? Care e rugăciunea? Pahar pe hăruțul meu. Ce mi-a dat Dumnezeu. Balonul nostru. Deci nu e asta? Nu, nu e ceva, trebuie să fie ceva truc de ăsta. Nu e truc. E barbet. Ce? E barbet. E un pariu de barbet. Pentru beții. Aduți scaunul. Aduți scaunul. Ăla, poți să... Pui pariu că eu iau ceva de sub ăsta, da, și îmi plătești tu două beri. Da, și plătești ăla, Andrei. Și așa a băut el în Happy. Asta e, aici e ideea. Hai, eu nu-ți mai deci cu mâna asta ai voie să-l atingi și cu astea alte mâini? Da, dar tu ai voie să faci orice cu balonul ăla, dar când e să-l ridici, îl ții doar de aici. Tu poți să experimentezi orice. Ia, a, dar când vrei să ridici, ridici. Da, dar între timp... Ce, avem soluția? Ion Șerbănescu a scris așa. Soluția, vă rog. Nu caut. Care e soluția, doamnă? Soluția este pui balonul în primul pahar și după pui în cel de-al doilea pahar și nu fiști le ridici pe rând. Le ridici așa, mai am un balon, poți să încerci. Wow! Bravo! Bravo, bă, Ioane, bă. A, nu, asta a zis și după pui cel de-al doilea pahar? Zicea nu și nu, puțin. Deci, Sorin, ai câștigat. Cineva știa șmecheria. Asta era? Nu. Stai un pic, ce faci? Aduci nu era alte asta? Pahare? Mamă, stai, că vine cu alte. Am adus o pahare pe care m-au trișat. Deci a adus paharele greșite, mă. Asta păi da, că stau așa, dar uite, stai să vedem, poate că ăsta nu merge așa. Ia vezi. Deci nu asta era, soluția. Dar a mers, deci asta e o soluție, dar a ocolit. Minus 7, asta e când mergi la escape room și rup lacătul. Și asta merge. Și asta merge, mă. Ia cu pahare de vin. Nu știu să mai arăt soluția. În primul de-aia te da 4 beri. 4? Păi a câștigat de 2 ori. Dar cine a zis să facem asta? Ion Șerbănescu. A zis bine, Ion Șerbănescu.
Am înțeles noi ce trebuie sau? Nu, cred că el a zis altceva. Dar tu ai înțeles ce trebuie. Ah, okay. Deci a zis, pui balonul în primul pahar și după pui cel de-al doilea pahar și îl umfli puțin. A, el zicea să umfli puțin. Nu mai trebuia umflat. A, nici nu mai trebuia umflat. Da, 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 același lucru, da. Corect. Păi și cum se face, de fapt? E ciudă, bă. Hai că vă arăt și soluția. Ia, yeah. Hai. Că soluția, soluția oficială. Hai. Ia. Mi-aduc în paharele mele. Ia. Am exersat. Deci, faci așa. A, nu cred. Pui asta. A, te să le prinzi așa până... Nu cred că merge, mă. Eu nu puteam să pun gura pe balonul ăla și după aia să pui și tu. Păi da, uite. Păi da, tu l-ai luat din portofel. Eu știu de cât, la câte baruri a fost ăsta. Tu știi câți oameni urlinți. De aia trebuia căutat această soluție a lui Ionuț. Miroasea Dani. Mult mai bun. Ce? Miroasea Dani, balonul ăsta. Ai făcut trucul și lui Dani? Ai băut în Happy? Când ai băut în Happy cu balonul ăsta te-ai dus? În Timișoara? E același balon din 2008. Dar mi s-a părut mult mai bună varianta asta. Da, a fost foarte bun. A fost incredibil ce s-a întâmplat. Bun, îi spui tu de premiu, da? Pentru mine asta a fost limita pentru pastila magică. Da, mulțumim frumos. Andrei Gârjob, când ai spectacole, unde te găsesc oamenii? Sala Palatului. Pe 15 octombrie. În deschidere. În fața Salii Palatului. Sunt în foaier. Găsiți cu balonul. În 2017, cred, am făcut show lângă Sala Palatului. Că făcuse, era Teo Vioș Costel făcea la Sala Palatului și noi am făcut, era scris așa mare, lângă Sala Palatului. Da, era un, unde erați? Era un show care era vis-a-vis de Sala Palatului într-un cârciumă, într-o ăsta. Era mișto că așa mare, Sala Palatului. Vis-a-vis de Sala Palatului. Bagă-mi alea să plec, aplauze. Da. Thank you. Mulțumim frumos. Thank you. Mulțumim frumos, Andrei. Ne-am distrat. Bravo. Te-l bași tu? A lui? Bagi. Al tău? Da, iată. A, da. Nu mai... Păi, acum și tu. Lasă. Să nu-ți pleci fără portofel. Oh, hei, un truc făcut de Ionut. Așa. Unde ți-e virginitatea? Unde e ceasul? Acum, okay. Pentru următorul truc, aș vrea să rog pe Ionut să vină lângă tine. Păi nu, nu faci tu? Cu eu fac? Fă-l tu. Fac eu? Haide. Fă-l tu, da. Exact. Fac eu. Ionuț vine lângă tine, da. Eu o să asta e o mare cretinătate. Asta e o mare cretinătate, dar cumva se bazează pe teoria că inteligența artificială ne va lua nouă locul. Mm. Și vorbim acum de meseria de a scrie sketch-uri. Ok. Așa că eu i-am dat lui ChatGPT niște prompturi. Nu am văzut nici eu sketch-uri. I-am dat un sketch. Și noi va trebui să-l interpretăm după cum a zis el. Acolo nu este schimbat text, nimic. Cine-i C? Eu sunt C, fii atent, stai așa. Așa, și eu sunt... Stai așa. Deci, ca să înțelegi, C este clientul. Promptul pe care l-am dat, am zis să-mi facă un sketch amuzant despre o neînțelegere la casa de bilete, la Sala Palatului, înainte de spectacolul tău. Eu pot să încerc să răspund mai funny decât el sau trebuie să citim exact ce e acolo? Poți să încerci să fii mai funny decât mai el? Simte-te bine, el e destul de cringe. Eu sunt clientul, C, entuziast, dar confuz. Tu ești vânzătorul de bilete. Calm, dar cu răbdare limitată. V, nu? Da. Eu tare și telecomandă la probleme. Da, eu o să văd, controlez viteza și... Da. O să mai dau înapoi sau dacă bun. E nevoie. Bun. Eu am venit. Bună ziua! Un bilet, vă rog, pentru stand-up-ul ăla mare de la Sala Palatului. Sigur, sigur. Pe numele cui? Pe numele meu. De ce? Trebuie să știe comedianții cine vine? Nu sunt genul de stalker, nu? Nu, dar vreau să știu pentru ce show exact. Păi, ce show? Păi la mare, cu Sorin Pârcălap, Tom, Cristi Popescu, Ioana Luiza și Dragoș Mitran. Nu toți fac stand-up? Sau e vreo tombolă să râzi doar la unul? Nu, dar fiecare are stil diferit. Poate vrei să-i vezi pe unii mai mult decât pe alții. A, deci cum adică? Dacă râd prea tare la Sorin, nu mai am voie la Toma? E ca la vot? E o singură opțiune? Nu chiar. Dar poate ai un preferat. Da bine, eu îi prefer pe toți. Sorin e bun când glumește despre viață, Toma e campion la sarcasm, Cristi Popescu îmi rupe mintea cu observațiile lui, Ioana Luiza e genială când e sarcastică, iar Dragoș Mitran e așa simpatic. Deci, un bilet general. Da, un bilet care să nu pară că îl susțin pe unul mai mult decât pe celălalt. Nu vreau să supăr pe niciunul dintre ei. Am auzit că comedianții țin minte cine râde și cine nu.
Ok. Un bilet imparțial. Exact. Și dacă se poate, un loc pe mijloc, dar nu chiar pe mijloc. Mijloc, nu vreau să par vreun VIP, dar nici să stau la margine să par sărac, înțelegi? Înțeleg. Locul wow, dar nu prea wow. Exact. Și poate dacă ajung mai devreme, să mă lase și pe mine să zic glumele lui Dragoș Mitran, că pe alea le știu deja. Și sunt sigur că și el s-ar bucura de o pauză. Poate ai noroc să te pună chiar Sorin pe scenă. Da? Pe bune? În caz că da, vreau să fie clar. Eu n-am scris nicio glumă. Sunt doar foarte bun la fura glume. Sper că vii la timp să te rezolvăm. Absolut. Dar dacă întârzi, e ok să râd din hol? Sfârșit. Cred că da. Da, deci funcționează rubrica asta, îmi place. E, na, a avut niște situații ok pe acolo. Aia, eu nu i-am zis cine sunteți, cine asta. Alea cu Mitran și cu Pârcălab, el le-a făcut. Aia că l-ai pun pe observație, aia el le-a făcut. Eu nu i-am zis detalii despre voi și l-a căutat pe net. A, cred că o fi scanat el ceva. Sau fi avut de dinainte, băgat. Păi da, are 2024, ceea ce bătii ăsta. Toma stă acasă și asta face. Alimentează ChatGPT-ul cu texte despre noi. Se pare tare. Da. Da, îmi place foarte mult, mă bucur că am făcut chestia asta. It's nice. Da. It's nice. Vreau să adresăm un subiect foarte, foarte dur. Ia. Yeah. Ai primit niște critici dure la o bucată din specialul tău pe care ai postat-o pe YouTube. Am intrat acolo și am... Critici dure? Da, da. Am citit dure niște, pentru cine? Am citit niște comentarii. Cum se măsoară? Am citit niște comentarii și vreau să văd cum reacționez la ele. Te rog. Un comentariu de la Eva Adam, The Only One. Bun, subtil, eram sărac, dar nu prost crescut. Am ascultat un Sorin inteligent, matur, care poate transmite mesaje importante într-o notă sarcastică, dar dulce, amară, bravo și inimioară. Băi, deci fii atent, nu, crede-mă, m-au rupt mesajele astea. Al doilea, de la Diana Jinga. Ăsta nu mai e stand-up, e curată lecție de psihologie. Al treilea, de la Bucur Florica. Nu cred că poți fi depășit de altcineva. Ești foarte bun. M-am distrat și întristat totodată. Stand-up-ul nu înseamnă doar distracție. Este un mesaj acolo. Cine are cap să-l înțeleagă bine. Te aplaud și te respect, Sorin Pârcălab. Încă două mai am. Ioan Balog. Sorin, ești o enciclopedie. Felul tău de a vorbi denotă cât ești de citit. Explici atât de bine situațiile că nu știi dacă să te amuzi sau să fii uimit. Felicitări. Și ăsta care e preferatul meu. Florin de Conde. A venit jupânul specialurilor. Face 1 milion într-o lună. Deștept făcut. Sorin e noul Divertis. Respect. Bă, tare. E ca și cum ai judeca un scriitor după o singură carte. După o singură carte, da, nu-i corect. Nu-i corect ce ați zis acolo. Păi, eu am bucăți sinistre. De ce nu zice nimeni de ele? Asta zic, oamenii au văzut în tine, au văzut chestia asta și, sincer, nu prea am mai văzut în comentarii, în general, treaba asta cu băi, este o lecție de psihologie, este... Se vede cât e de citit. Ai lucrat către asta? Către a deveni... Nu, am lucrat către a deveni, asculta Radio Cultural foarte mult. Către a deveni acest Sorin Pârcălab? Sau tu cum te vezi? Nu mă văd nici cum. Nu știu de ce să... Eu nu văd... decât o bucată de material care mi-a fost dragă și am scris-o cum am putut mai... Sau am făcut-o cât am putut mai bine atunci. Ok. O să fie bucăți mai proaste, lumea o să zică ce țăran, un dobitoc care înjură, sinistru, așa ceva. Mă așteptam la mai mult de la tine, aveam așteptări. Da. După ultimele două bucăți când mi-au plăcut de ăsta, ești jalnic. Adică, ai și ridicat acum situațiile. Situațiile și nici cele negative, nici pozitive să nu le pui pe un anumit piedestal? Nu, îmi dau seama că orice ancoră in extremis te va... adică trebuie să orice ancoră pe care o arunci într-o extremă te va trage cumva înapoi și atunci nu... Vezi, de-aia zic oamenii că ești o enciclopedie. Da, și chiar ești foarte insightful și ți-am furat și eu o bucată de sfat. Ai zis la un moment dat într-un podcast că e vorbitul față de scrisul glumelor. Da. Că vorbești într-un fel și scrii în alt fel. Da. Și de când am văzut aia la tine, toate materialele pe care mi le scriu, le scriu cu dictare. Nu mai pun la tastatură. Dau drumul la microfon, încep și vorbesc și după aia corectez. Cool. Și este o diferență mare, mare de tot.
Mă bucur foarte mult. Și cum le construiești. Foarte tare, mă bucur foarte mult că am ajutat. Mulțumesc. Cei 20 de oameni care au venit la mine la Cernavodă, ți-au mulțumit din tot sufletul. Vrei să spun ceva? E, dacă reușești să faci 20 de oameni să râdă, la 400 te joci. Da? Greu e la puțin. La puțin, nu la mai mulți. Ce fain. Da, vă anunț că nu merge WhatsApp. Ți-au furat numărul. Da. Adică de ce eu încerc? Ne scriu oameni, nu poți să ne scrie oameni sau... Ba, dar poți să scrie în chat. Și dacă sună, dacă sună, sună pe telefon, nu? Și dacă sună, nu sună pe telefon, nu poți să ne... Dar eu problema, poți să încerc să suni? Ia stai, că încerc eu să mă sun. Nu, numărul, dacă poți să suni numărul. Asta e numărul? Da, ăla e numărul. Dar altfel, până atunci o să vreau să mulțumesc tuturor oamenilor care mi-au lăsat comentarii frumoase la această bucată pe care am pus-o. Da, ce mișto sunt deja. Din suflet și să știe că dacă vor să se oripileze, am o bucată cu biserica întreagă acolo. Dacă vor să intre pe Comedy Box. E pe Comedy Box, da. E ce trebuie. E de văzut și aia e. Uite că tot am ajuns. Ca să mai echilibrăm un pic comentariile astea. Cum e cu Comedy Box-ul? Cum e acest proiect față de cum l-ați gândit voi și cum când ați început să lucrați în el? E un startup. Oamenii ne compară cu Netflix. Oamenii nu înțeleg că noi nu avem buget de Netflix. Oamenii nu înțeleg că noi suntem pe România. Oamenii nu înțeleg că suntem o gașcă de oameni care am încercat să rupem o bucată de piață de la niște... Adică, ți-ai seama că noi pe piață avem, nu, Netflix, Disney, da. Și local avem Antena Play, Voio, ca alternative de content digital, la aia mă refer, nu ca competiție directă cu noi, că noi suntem pe comedie, dar... Ca lucruri pe care oamenii plătesc un abonament, la modul ăsta, da, zici, nu? Da, și atunci ăștia toți au în spate un trust media, au niște milioane de euro. Noi ne avem unii pe alții și o echipă de programare care sunt destul de mișto și avem comedianți care sunt înțelegători și muncitori și avem niște... o echipă tehnică, din nou, care sunt înțelegători și ne așteaptă cu plățile și... Aseară am fost să filmez pentru Bine că ești tu deștept. Mm-hmm. Și acolo am văzut și că filmați cu Paul Tatcu, care da. Este genial și imaginea arată brici și mă gândesc că toate chestiile astea costă. Da. Pe lângă asta, existau acolo oamenii care te ajutau cu orice. L-am văzut pe Vlad Barbu, l-am văzut da, da, îmi place foarte mult și de toți de la Open Mic, care sunt foarte deschiși. Și toți sunt acolo și scriu și pregătesc momentele și ți-aduc props și nu știu ce. Adică arată foarte profi tot, sau echipa e foarte profi și mă gândesc că toate lucrurile astea costă. Și acum trebuie să vină și banii din abonamente, adică și oamenii să dau o șansă. Noi încercăm din răsputere să ne facem cât mai cunoscuți. În prima parte a acestui proiect n-am vrut să ne facem foarte cunoscuți, pentru că am vrut să reparăm sau să consolidăm un workflow pe care să putem să ne bazăm, să vedem ce înseamnă overload și am avut bucăți, ce înseamnă underload, care din nou nu e ok că rămâi fără content, producții, da? Și atunci am ajuns acum la o zonă în care mergem un pic turat, dar suntem într-o zonă în care suntem destul de stăpâni pe ce facem, cu mici excepții când se întâmplă August și toată lumea pleacă în continuu, suntem mai avem pe cine face, dar ușor-ușor încercăm să ne depășim și noi și să facem cât mai multe producții. Acum scriem la un serial pe care sperăm să-l producem la anul viitor în prima parte. Mamă, ce tare! Dar voi aveți niște ședințe în care vă întâlniți și cumva trebuie să vă înțelegeți din punct de vedere creativ și zice unul, bă, dar mie nu-mi convine să facem asta. Mă, și dacă da, cine este ăla? Nu că nu funcționează așa. Deocamdată, pentru că nimeni n-a știut să facă neapărat... un content într-o anumită direcție, pentru că noi toți venim din zona de live performance și maxim ce am avut pe net, am avut un ascultător care este live performance, râs ca prostul, da. Live performance, deci toate vin din live performance înregistrat. Acum încercăm să venim cu niște emisiuni care nu sunt în zona de live și încercăm să vedem cum reușim să le facem să funcționeze, când capul nostru e funny, când le urcăm acolo, vedem că oamenii unii se uită. Da. Dar avem foarte multe emisiuni foarte mișto la care avem o emisiune la care eu țin foarte mult și
oamenii nu își fac abonament să vadă chestia asta și mi se pare foarte tare. Avem care dintre ele? Flavor of the Month. Cred că am și greșit noi că am luat-o pe o tante, am deschis această serie cu o tante și nu trebuia să deschidem cu ea. Da? Cu Celine. Care Celine e funny, dar e într-o zonă funny a ei, dar e funny. Știu și există Flavor of the Month. Flavor of the Month și mie pare că n-am apucat să explic asta mai mult oamenilor. Flavor of the Month este, sunt cei mai șmecheri comedianți din underground din UK. Și ăștia s-a dus în țară pentru că Radu e tovarăș cu ei și ei vin în țară să filmeze bucata asta că vor să sprijine comedia din România. Și Flavor of the Month este, e un tip acolo extraordinar pe care îl cheamă Bobby Mayer, extraordinar. Mai e un tip prin Sabdi. Acum am filmat cu încă trei comedianți, doi dintre ei absolut șmecheri. Mai e o tipă care aia a fost ceva administrator într-un dungeon, sex dungeon de ăsta în New York. Mamă, ce povești! Așa, da. Și e un tip, Michael Rice, care este extraordinar și ăla. Deci sunt niște oameni, cam ce se întâmplă în spuma underground-ului în UK, și underground-ul din UK este destul de mare, scena de underground din UK este foarte mare. Dar underground ce înseamnă? Nu sunt open mic-eri, sunt comedianți care fac tururi, doar că deocamdată nu sunt household name, adică nu vând, da, nu vând sute. Dar dintre ei, sigur, unul, doi, în viitorii 2-3 ani o să rupă arene. O să deci, aibă Netflix, da, special. Da, da. Și oamenii nu înțeleg că noi avem asta pe Comedy Box și mi se pare extraordinar. Ce stand, da. Și așa, dintre care sunt best sellerile, best viewed acolo? Tot clasicele? Clasicele, un ascultor ca prostul, stand-up, asta imaginez, da. Oamenii asta vor în... Da, e probabil și timp, nevoie de niște timp de așezare în piață. Da. Dar sunt și ca emisiunea asta, ca Flavor of the Month, mai sunt, mai avem una care este un concurs de tați care se cheamă Dead Issues, în care așa, în care vin bărbați și se întrec în ale cât de tată poate să fie. Și avem, prima emisiune a fost, e prestată de Fares, prima emisiune a fost... Costel ceva. Da, a fost Costel. Păi e și Costel, pentru că Costel nu pierde. Deci deocamdată a fost în primul episod și l-a bătut pe Mirică. Și trebuie să rămâi la masă? Și după aia a devenit, da, și după aia a venit Dobrotă și l-a bătut și pe Dobrotă. Păi cum îi bate Costel pe oamenii ăștia care n-au copii? Au tot felul de challenge-uri. Că ăștia n-au copii. Da, nu, îți măsoară materialul de tată, nu îți măsoară neapărat că ai copii. Nu, e cât de tată poți să fii. E potențialul. Fi. Da, da, da. Și Costel stă la masă, cum ar veni. Că stai la masă, că da, el stă la masă și vine următorul care trebuie să lupte cu el. Doamne. Uite că avem și un glumeț aici pe Alex. Dacă aș fi comediant în underground din UK, mi-aș pune numele Gap, pentru că în underground you have to mind the gap. Mama, Alex! Foarte frumos. Ești amuzant, bilinț. A întrebat Alexandru și dacă o să avem în curând Comedy Box sub formă de aplicație pentru Smart TV. Există. Iată. Există aplicație pentru Samsung care se poate găsi pe pe marketul lor. Da. Cu mențiunea că la Samsung, cei de la Samsung au schimbat fundamental sistemul de operare în 2020 sau 2019, nu mai știm. Da. E, toate modelele de Samsung după data aia când au schimbat ei sistemul de alea operare și arhitectura, box. Alea au Comedy Box. Alea de dinainte nu. Samsung înainte de 2020 nu, pentru că ne mai costă niște alți 20 bani. Ceva de mii de euro să mai facem încă o aplicație care să fie pentru Samsung-ul vechi. Azi, dacă sens. Mai avem un pic de răbdare, nu o să mai vrea nimeni televizoarele alea. Da, da, da. Sperăm la un moment dat să treacă pe Samsung-ul nou. Deci. LG-ul este într-o bucată în care este dată la revizuit la LG din mai. Nu s-a mișcat nimic până acum. Oamenii care... Da, da, da. Da. Aprobă alea, pe... oamenii care trebuie să aprobă. Da, pe aplicația aia. Avem Android TV, avem Apple TV și pe telefoane, pe toate. Pe iOS și pe Android și pe tabletă și pe... Asta era problema, Alexandru Puică. Că n-aveai pe televizor. De-aia nu ți-ai făcut până acum. Că, dar domnule, merge. Eu vreau, dacă aveți pentru dușuri, știți că la dușul meu din baie n-am aplicația asta. În cele ce urmează, Sorin, am pentru tine o rubrică foarte mișto care se numește Doar răspunsuri greșite. Da. Ce mă bucur că sunteți încă aici cu noi. Vă mulțumim foarte mult. Ia uite, paharele alea goale din dreptul lui Sorin sunt forță. Bravo. Ia uite-le aici în cadru. Ne ajuți un pic, Andrei? N-a plecat. Alo, când făcea panduțul răspunsuri greșite...
Exact, Panduțu, când făceai tu răspunsuri greșite. Acestea zi în fise, hai să continuăm. Panduțu, vezi că am luat rubrica asta și o ducem sus, sus de tot. Bun. Îți voi pune câteva întrebări, 10 la număr, ai 2 minute la dispoziție, trebuie să-mi răspunzi greșit la toate. Greșit, uneori, opus, ce vrei tu. Ok. Așadar, ne jucăm. Sper să-mi iasă. Ne jucăm doar răspunsuri greșite cu Sorin Pârcălab în 3, 2, 1, start. Sorin, spune-mi, cu ce este Bihorul Superior Bucureștiului? Are de toate. Continuă, te rog. Are de toate, este mult mai aproape de Ungaria, care este un lucru extraordinar de bun. Și de superior. Da, și Pălinca este mult peste Pălinca din București. Corect. Întrebarea 2. De ce ți-a albit părul în cap? Pentru că n-am mai suportat să stea negru. N-am mai suportat să stea negru. În fine. 3. Îl tot judecam și... Spune-mi că ești bogat fără să-mi spui că ești bogat. Am venit cu bicicleta. 4. Intri la un restaurant și spui chelnerului: adu-mi ce mănânc eu de obicei. Ce îți aduce chelnerul? Spălătorul. Supa de mop. 5. Ce nu știe presa despre relația ta cu Jennifer Lopez? Nu știe că s-a întrerupt foarte repede când s-a trezit ea. 6. Care o să fie primul lucru pe care promiți să-l spui pe scenă la Sala Palatului? Ce faceți, bă? Deci ați venit până la urmă? 7. Ce fel de fantomă o să fii în viața de apoi? Care o să ungă ușile. Fantoma inginer care îți unge ușile. Ca să nu scârți. 8. Te-a oprit un polițist și vrei să scapi de amendă. Ce faci? Ei zâmbesc cu toate părțile feței. 9. Ce apreciezi cel mai mult la o oaie? Blană. Lână. 10. Ce este aceea, o bobină? O bobină este Timpul a expirat, s-a spart bomba. Așa că orice răspunzi acum trebuie să fie corect. Asta este plot twist-ul. Ce este aceea, o bobină? Ce este o bobină? Da. O bobină este o sârmă învârtită în jurul a ceva. Contează ca o bobină și la practic la la undiță. Dacă nu era bobină, nu era inducția electromagnetică, care dacă nu era inducția electromagnetică, nu mai era curentul. Păi și chestia aia, amuleta de la... Mulineta. Dar dacă ții mult la ea, e o pui în gât. Aia e tot o bobină. Nu, că n-are sârmă de fier. Cred că tot o bobină. E că se referă că se bobinează. E o formă de... Se bobinează pentru că de la bobină, nu e bobină. Dar de ce? Că mereu am avut un om care știe să... fie aici în studio să întreb chestia asta. De ce mi se zice atunci când am cablu înfășurat pe ceva să îl desfășor că se face bobinaj? Și ce e aia? Că apare inducție electromagnetică. Când și se arde? Ce mi se poate întâmpla? Curentul fiind alternativ, dacă ții cablu o rolă, da lângă, adică perpendicular pe... bobină, așa, cum ar fi perpendicular pe ea, pentru că ai curent alternativ, da? Apare un curent așa. Băi. Înțelegi? Și atunci ăla poate să strice lucruri sau poate să curenteze sau ceva. Uite, am și înțeles. Ne zicea la filmări regizorul nostru, Lazar, că nu că desfaceți principiul, că se face bobinaj. Că se face bobinaj, și noi nu știam, eram gen nu știm ce se face. Că de fenomenul de bobinaj, dar... așa de ziceai, îți dai seama că nu era așa. Apare inducție. Apare inducția, iată. Mă bucur tare. Și pe principiul ăsta funcționează plitele cu inducție. Aduce curentul sus? Da. Adică tu faci așa, și el îți încălzește prin curentul ăla și perpendicular. Și practic surs se întâmplă un scurt circuit pe ăla și din cauza faptului că se întâmplă un scurt circuit sus pe fundul tigăii, ăla se încinge. Și de aia când iei mâna și pui, nu are nimic. I was today years old. Da. Bun.
Bă, de-aia te-am chemat. Ok. Deci s-a la palatul ăia. A zis aici, Chirche, pe în chat, nu o să mă crede nimeni la facultate când o să le spun de unde am învățat ce e o bobină. Cine m-a învățat? Panduțu a zis că am dus rubrica la alt nivel și i-a plăcut. Mulțumim mult. Panduțu, mulțumim. Și bobina nu e soția lui Messi? Aia e bambină. Aia e bambină. Eu care bambina spune... și se mai pune lângă amuleta la pescuit. Da, da, să da. Fac așa. În această notă extraordinară de optimistă, da. Îți mulțumim foarte mult că ai venit și abia așteptăm să venim la sala palatului pe 15. Vă aștept cu mare drag. Da, pe 15, Toma, Cristi. Ce mai face Sergiu? Ce mai face Sergiu? A trebuit să sunăm pe Sergiu. Eu mă mai întâlnesc, că nu mă mai întâlnesc cu el așa periodic, m-am întâlnit toată greu și cu băiatul. E cu sala, nu? De face sală. Sala face sală? Sala aia de... Are o sală de bătăi, de jiu-jitsu. Ah, de jiu-jitsu, am crezut că e efectiv. BJJ sună un pic ca... BJJ, da. Categorie. Deci stai, că ai centura neagră. Black Juicy Junk. Ai centura neagră la BJJ. Ok, hai să încheiem așa frumos. Ciao, mulțumim frumos că v-ați invitat. Ne vedem săptămâna viitoare. Peste două săptămâni, exact. Două săptămâni, cu un alt invitat minunat. Nu știm cine. Urmăriți-ne pe acest canal 10 lucruri. Mulțumim, Sorin! Mulțumim! Doamnește, mulțumim, Adriana! Mulțumim, Andrei Grijop! Mulțumim și voi aici, în stream! Alex, Ion, Tamer, Banduțu, toată lumea! Toți!